v-am găsit. A, știi, ai observatorul ăla, l-ai fi ghicit? Da. Da, de acolo, l-am nu? L-am ghicit, da. Dar aici e altă treabă. Alexandra, am cuvinte și pentru tine. Știu. Câți ani ai? Iartă-mă că te întreb. Aproape 23. 23? Aproape. Adică 22 și un pic. Și ceva, da. De unde vii? Din Bușteni. Bușteni, ce zonă frumoasă. Da. Cresc fete frumoase în Bușteni. Mă uit la tine așa și îmi dau seama. Ce faci? Cu ce te ocupi? Sunt profesor de limba franceză. Wow! Și masterand în același timp. O să termin. Sunt wow. În anul 2. La 23 de ani ești profesor. Ai terminat facultatea. Da. Litere, nu? Da, limbi moderne aplicate, limbi franceză moderne, și engleză, okay. Dar predau franceză. Mă bucur asta, să știi că eu vin dintr-o generație în care franceza conta. Așa e, Didina? Acum nu. Acum nu mai. Încerc să o fac să conteze din nou. Limba română e influențată bine de tot de franțuzisme. Franțuzismele da. ne-au influențat vorba clar. Noastră. Și la ce predai? La școala gimnazială? Da, la gimnaziu. Mă bucur să te întâlnesc. Alexandra, hai să începem. Să o ții minte pe Didina, da? Ea e pe prima poziție deocamdată, are 2400 de lei. Dacă tu faci 2500, i-ai luat locul. Și să ții minte emoțiile care au doborât-o. Da. Să scapi de ele. Încerc. Doamna profesoară, din 4 litere, cântă, bate-i vina. Cucu. La plural, cântă, bate-i. Bate-i. Cuci. Cuci! Ăsta e! O secundă, 400 de lei. Limba franceză. Cântă cucul battle. Vina. Să se audă în Bucovina. Fii atentă. Tot 4 litere. Domnișoara, zic bine, nu sunteți căsătorită, da? Domnișoara. Da? Domnișoara profesoară. Noapte în care nimeni nu doarme. Albă. Excelent! E noapte albă. 3 secunde, 800 de lei. Foarte bun, foarte master. Masterul limba, tot limba tot franceză? Limba franceză, tot... da. Traducere și interpretariat. Uf! Te duc la un cuvânt puțin mai vechi, așa un arhaism. Arhaismele sunt cuvintele alea vechi. Știi, vechi. Da. Intrate totuși oarecum în masa vocabularului. Ăsta... definiția e vase adânci, Alexandra, de lut din bucătăria țărănească. E așa un arhaism. Literă. Din 5 litere. Strachinele alea din pământ. Literă. Îl știi. Farfurii, dacă vrei, dar cum ziceau bunicii noștri, străbunicii noștri. Literă. Blidă. Blide. Blide. Ăsta e, blidele. Îți zice ceva cuvântul? Da. Da, da. Alexandra. Care e în contact direct cu un lucru sau cu o suprafață? E adjectiv ăsta. Când e în contact direct, cum e? Lipit. Lipit, da, sau, așa, ăsta e, lipit. Ce fac eu acum? Atins. Atins, Alexandra. 1500 de lei. Atins. Hai la 6 litere. Hai. Limba franceză. Multe cuvinte românești sunt aduse din limba franceză. Da. Multe, așa e? Da, prin prisma latinei, de fapt. Așa e. Îți dau un exemplu. Tu o să descoperi cuvântul ăsta într-o secundă. 12 bucăți! Duzină! Duzină! Master în franceză. Duzină, corect. De la... Duzin. Duz, de la 12. De la 12, exact. Da. Exact. E în comerț se folosește asta. Dă-mi o duzină de ceva, adică 12 bucăți. Îți mai dau unul din franceză? Îmi plac. Master în franceză, la 20 și aproape 3. Da. Ce interesant că tu zici aproape 23 vrând să te duci în sus și eu zic 50 vrând să mă duc în jos. Vezi cum e? Da, vezi de cum la e, o anumită Didina? Vârstă. De la o vârstă vrei să te duci în sus sau în jos. Alexandra, îți mai dau unul din franceză. Fii atentă, doamna, domnișoara profesoară.
protejează ochii și îndreaptă razele unei lămpi într-o anumită direcție din 6 litere. E din franceză. Literă. Literă. Poate să fie din sticlă, poate să fie din pânză. Gândește-te, îți protejează ochii. O lampă, da? Ai o lampă. Lampa are un bec. Da. Ceva face să nu vezi becul. E cuvânt din limba pe care tu o predai. Dispozitivul ăla care e fixat pe lampă. Literă. Alexandra, avem becul, da? Da. Becul are un ornament. Da. Cum se numește? Literă. E ca o pălărie. Pui o pălărie pe bec. Mă gândesc la umbră, dar nu are treabă. Mă, e un obiect. E și din franțuzesc. Așa vine pe filieră franțuzească. Oprește timpul mai bine. Hai să încercăm să o gândim jumătate de minut. Da. Cum se numește, cum îi spui la zi în franceză? Jour. 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 Abajur. Abajur. Nu te enervează? Ba da. Da. Hai la 7 litere, 2300. Didina, 2004. Ești la 100 de lei distanță de Didina, la o literă distanță. Alexandra, 7 litere. Locul unde a început, conform religiei, existența umanității. Locul. Literă? Literă. Locul fericirii absolute, Alexandra. Toți ne dorim să ajungem acolo. Paradis. Când se închide lumina. Paradis. Paradis. Excelent. Parc Regal vine din greacă, parcul în persană de asemenea. Paradisul ți-a adus 2800, te-a aruncat cu 400 de lei peste Didina, domnișoara profesoară de limba franceză. 7 litere. Particularitatea unui fenomen sau a unui eveniment. Din 7 litere. Literă. Un detaliu poate să facă diferența. Neînsemnat la un moment dat. E neînsemnat, dar el face diferența. Literă. Literă. În... Amănunt. Ăsta e Alexandra. Amănunt. Amănunt, domnișoara profesor. Amănunt. 3200 de lei. Ești pe prima poziție. 8 litere? 8. E tot mai greu. Posibil. Îmi place zâmbetul tău. E relaxant, așa. Mulțumesc. Te jghea cu protecție de sticlă în supermarketuri. Îți vine să apeși, așa-i? Din prima. S-o dai din prima? Vitrina. Nu. E bine, vitrina. Vitrina unui magazin în care sunt expuse produse, mostre. Vitrina aia. Îi zice? De teșghea știam, dar... Păi nu, asta e teșgheaua, dar e dulapul ăla cu geamuri. Carnea, lactatele se pun în... Frigider. Vitrina frigorifică. Ok. Vitrina frigorifică. Ia din... A, galantar, nu știam. Galantar. Serios, nu știu. Da. Venea. Galantarul ești, marfa din galantar. Galantar. Știi expresia? Dați-mi din galantar marfa. Păi ăsta îl știi. Okay. Cu siguranță. Care plictisesc prin repetarea continuă a aceluiași lucru. Oamenii ăia, la plural, îi știi. Te lovești de ei. Literă? Enervanți? Ei, da, dar... Na, agasanți? Așa, ăia care repete mereu același lucru, care... Sâcâitori. Mă, ceva
Repetă mereu, repetă mereu, repetă mereu, repetă mereu. Cum sunt eu acum? Stresanți? Bun. Supărători? Nu se opresc, vorbesc tot timpul, te sâcâie. Ne învârtim în jurul, asta e frumusețea jocului cuvintelor, ne învârtim în jurul unor sinonime. Plictisesc, mamele, mamă, nu mă mai atâta! Pisălogi. Pisălogi, agasanți aia, sâcâitorii. Da. Toate sinonimele le-ai găsit. Da, numai pe ăsta. Toate doar pe ăsta, nu. Aia care repete mereu aceleași... Și sâcâitor, dar sâcâitorul nu neapărat repetă. Deci așa de viză acolo. Fii atentă. Ce ai zis, Didina? Nimic. Ai zis ceva. Te blochezi acolo. Te blochezi. Didina e happy. Acum, da. Te-ai întors la 1700 de lei, ea rămâne pe locul întâi cu 2400, mai ai 49 de secunde pentru 2 din 9 și 2 din 10. Fii atentă, Alexandra, de acum trebuie să te concentrezi ca să poți să sari pe prima poziție. Da. Domnișoara profesor de limba franceză, osmedian și fără pereche, situat în partea inferioară a feței. Fața, da? Te uiți la fața unui om. Maxilar. Inferior, am zis. Deci inferior. Maxilarul inferior, cum se numește? Hai că poți, Alexandra. Inferior. E singurul os mobil al scheletului. Maxilarul inferior. Inferior. Bărbie. Are un 16 dinți ăștia. Are un nume. Are un nume. Știi? Mandibula. Nu? Maxilarul inferior, ăsta cu dinții. Ești fericită, Didina? Nu. Ei, nu că pot să l-am ghicit. Îl știai? Da. De acolo îl știai? De aici îl știam. De acolo, mandibula. Domnișoara profesoară, da. Francezii au fost întotdeauna așa. Sentimentalism în arte plastice, literatură, muzică sau arhitectură. Nu există limbă mai decât limba franceză. Eu nu cred că... Melodioasă. Da. E un curent. Chopin, Wagner, Tchaikovsky era așa. Iubitul tău... Romantic. Curentul? Romantism. Romantism ăsta era. 10 litere. 2 din 10, descoperă-le și sar pe prima poziție. Încerc. Alexandra, a uni elementele separate într-un tot unitar. Literă. A face ca totul să depindă de o singură conducere. A uni mai multe elemente separate într-un tot. Infinitiv. Infinitiv. Stângi toate datele într-un singur document, Alexandra. Ce faci cu ele? Ai oprit timpul. Le... Datele. Le strângi, le aduni. Da, da. Într-un singur document și... Poți. E o singură conducere. E o singură conducere. A reprezenta? Când toate se duc în centru. A centraliza. O știai, Victore? Mai greu. A centraliza. Îl încercăm pe ăsta. Ascultă-mă, Alexandra. Arta și tehnica de a face scrisul lizibil și atrăgător atunci când este afișat. Bun. Organiza. Atelier în care se multiplică textele prin tipar. Hai să o luăm altfel. Că nu e neapărat artă și tehnică. Nu. Copiator. Ziarele, unde se... Tipografie. Tipografie. Da. Unde Dumnezeu ne-am încurcat? Centralizau ăla, nu era deloc da, ușor. Dar nu era greu, de fapt mie mi s-a părut greu, îmi pare rău că nu l-am...
era ceva... A fost o onoare și o încântare. A fost o onoare. Mulțumesc, Alexandru. Mulțumesc și eu.